Vreau să laud pe Domnul cu o cântare, o cântare veche și așa cum spuneam de multe ori, fiecare cântare pentru mine atunci când l-am învățat-o când eram copil are o istorioară și cred că și dumneavoastră la fel îmi aduc aminte această cântare care spune pe cale către cer noi mergem cu Iisus, dorința noastră e să ajungem acolo sus și îmi aduc aminte că unde stăteam eu acolo în țarnă cum era atunci, nu era drumul luminat, nu erau becuri, nu era nimic și trebuia să mă duc peste câmp, peste o cărărușă, așa, la o cărărușă și îi spuneam mamei, știi că mi-e frică, mamă, ca să merg până acolo. Și mama îmi spunea așa, măi Aurel, uite ce faci, uite, cântă o cântare, cântă cântarea asta și tu tot cu gândul să fii la cântare și să vezi că Dumnezeu te ajută să ajungi la destinație. Știți că așa era. Cântam cântarea și nu-mi păsa ce se întâmplă în stânga, în dreapta și mă trezeam ajuns acolo. Sigur, dragii mei, așa este și cu viața noastră. Pe calea către cer noi mergem cu Iisus. Doresc ca Bunul Dumnezeu să ne ajute, să mergem cu El și să ajungem la destinația la care ne-am pornit. Amin. Pe calea către cer, noi mergem cu Iisus. Dorința noastră e să ajungem la El sus. Orice e s-ar iubi, plâng sau bucurii, cu Domnul Iisus, noi cu El vom birui. Orice e s-ar iubi, plâng sau bucurii, cu Domnul Iisus, noi cu El vom birui. Dar calea este grea și mare e lupta. Tu nu descuraja când ești gata să cazi. Strigă la Domnul, cere-i ajutor și ai să vezi că-n toate ești învingător. Strigă la Domnul, cere-i ajutor și ai să vezi că-n toate ești învingător. Locașul cel ceresc, casa cea sfântă, pregătită pentru cei aleși a Mirelui. Curați și sfințiți prin sângele Lui, vom fi cu toți părtași la masa Mirelui. Ce frumos va fi când ne-o întâlni cu Domnul Iisus și cea ta de îngeri. Amin.